Robert, Roma și Gloria sunt tripleții care au venit pe lume la sfârșitul anului 2023 și au adus și mai multă fericire în familia Predius din Bălți. Surpriza a fost mare nu doar pentru părinți, ci și pentru medici. Sarcina cu tripleți a fost concepută natural, un lucru extrem de rar întâlnit. Nu s-au gândit pentru nicio clipă că cea de-a doua sarcină le va aduce nu unul, nu doi, ci tocmai trei minuni. Am aflat de doi și peste două săptămâni undeva am aflat deja că sunt trei. A început, parcă încă nu realizam că sunt trei, adică întotdeauna spuneam că până nu o să vedem, atunci o să credem că sunt trei. Elizaveta a avut o naștere prin cezareană în dimineața zilei de 30 decembrie, mai devreme decât planifica. Prima s-a născut la orele 75 minute, a doilea la 77 minute, 78 minute. Fetița este mai blondă, este cu totul Gloria, da, este cu totul diferită. Băieței ambii sunt negruți, pe băieței deosebim mai greu, trebuie să scoatem căciulițele ca să vedem. Tânăra mămică recunoaște că îngrijirea bebelușilor este pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă. Ne acomodăm încă, ne simțim bine, mai greu este noaptea, când trebuie de trezit la fiecare 3 ore, până pregătim mâncarea, până îi pregătim pe dânșă, până ei se liniștesc, mai rămâne o oră până la următoarea masă și iar trebuie să ne trezim. Pentru că tatăl copiilor muncește, Elizaveta este ajutată de bunici, iar în curând vor avea și o bună. Ajutorul familiei este și fiul cel mare, Marc, în vârstă de 4 anișori. Cum îi cheamă pe bebelușul nostru? Noapte, Norma și Simi. Și Gloria. Și Gloria. Soții Predius încă nu știu ce indemnizație lunară le va oferi statul, ci doar că toate cheltuielile se înmulțesc la 3. Calculele încă nu am făcut, dar este foarte costisitor, adică totul se înmulțește la 3, și mâncarea, și însăși momentul ăsta că ei s-au născut mai degrabă, sunt și mai, cu mult mai multe vizite la medici, mâncare cu mult mai mult, chiar dacă strecem doar la alimentare naturală, nu cred că eu aș reuși să îi alimentez, adică vrem, nu vrem, o să fie combinat. Sunt cheltuieli mari, adică zilnic ceva trebuie. Medicii spun că sarcina multiplă este un fenomen mai rar, însoțit de complicații. Anual în Republica Moldova sunt înregistrate cam 10 nașteri cu tripleți. În Bălți, în anul 2023, au fost 3 nașteri cu tripleți. Sarcina multiplă este o sarcină mai complicată, cu riscuri mai mari pentru o naștere prematură și deja cu complicațiile fătului care sunt legate de prematuritate. Pe parcursul anului trecut, la maternitatea din Bălți au venit pe lume 2500 de copii.